gata. Este ora 6:40 aproape și ne îndreptăm spre stația de autobuz de aici din Tamel. Și ne îndreptăm spre următorul sat numit Bandipur, unde o să stăm două nopți. Nu știu exact ce întâlnim pe drum. O să fie greu cu transportul, o să vedeți, dar ne descurcăm, așa că hai să mergem. Bine ați venit la un nou vlog. Eu vă urez vizionare plăcută și nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu. Toate astea sunt gratuite pentru voi și pe mine mă ajută foarte mult. Vă pup, vizionare plăcută. Bang! Și gata, am părăsit cazarea. Bă, fun fact, l-am întrebat pe om dacă... Că nu-i plătisem, frate, și am întrebat că e recepția deschisă, că eu trebuie să plec la 6 dimineața și mi-a lăsat mesaj. Lasă, că oricum o să te întorci, probabil să pleci cu aer, cu avionul din Kathmandu și îmi dai bani atunci. Zicem, dar frate, asta e vreo 3 săptămâni, știi că nu-i problemă. Ok, deci oamenii, nota 10. Oricum, când o să mă întorc, probabil o să stau în aceeași cazare, pentru că a fost chiar foarte ok. Sunt 6 grade acum afară, de asta mă vedeți, așa am făfulit și am decis să porc gulerul ăsta. Pentru că este foarte mult praf. Vă mai ziceam și în vlogul trecut că străzile fiind neasfaltate, e praf rău de tot și am mers până acum așa și nu e chiar ok. Acum mă îndrept către... E puțin haos de dimineața, e să vară de fapt. Acum mă îndrept către stația de autobuz care se presupune că ar fi nu știu cât de oficială. E, vedem acolo. Eu am o frică cu căței ăștia, v-am tot zis. Cum îi văd că sar așa, mă panichează un pic. Și am de mers vreo 15 minute să-mi iau bilet și apoi, uitați, cam așa arată traseul. Asta e aplicația Maps Me, se numește, și poți să-ți descarci offline. Mai am 7 minute, ce înseamnă că la 6:56 ajung. Asta e bine pentru că la 7:07 și un sfert trec autobuzele spre direcția în care merg eu. Pe această cale vreau să-i mulțumesc lui Răzvan Dinu, un urmăritor de-al nostru de aici din comunitate, care mi-a scris pe Insta, mi-a văzut storiile din Kathmandu și mi-a scris că cu două zile s-a întors el din Kathmandu, din Nepal. A fost 3 săptămâni aici și mi-a recomandat niște chestii. Un hotel în Pokhara, niște activități, niște chestii pe care le găsim mult mai scumpe și nu prea găsim foarte multe informații legate de multe din ele, dintre ele. Și mai să-i mulțumesc pe care asta pentru că probabil o să merg mult cu informațiile pe care mi le-a dat. Acum că rânghiu-s de anul ăsta în spate și neumplut încă de toate chestiile de care am nevoie să le iau pentru trekking. După cum probabil ați văzut sau dacă nu urmăriți și vlogul trecut, urmează să mă pregătesc să fac ABC-ul. Eu n-am avut experiență trekking, eu n-având echipament, tot ce vedeți pe mine e cumpărat de aici. Mă refer în afară de hanorac și geaca asta. Termice, șosete groase, pelerină de ploaie, căciulă, pantalon windproof și waterproof. O să fac un videoclip special de asta, legat de asta oricum. Hai să vedem cât costă biletul, cum arată autobuzul, cât facem până unde facem, cum arată unde ajungem și e tăcut. Îmi place foarte mult atmosfera asta de dimineață de... Stai, lapte? Atmosfera asta de dimineață așa de piețe, de deschis magazinele, de puțin trafic așa. Se îndreaptă lumea către diversele activități. Și nu e așa haos, cum ați văzut probabil și în celelalte vloguri de aici, din Kathmandu. Bă, și ce e super surprinzător e că cu toată carnea asta și mâncarea asta în stradă și... Străzile nu chiar curate, mă rog, oricum cu India comparativ nicio șansă să compari. Mult peste. Nu mi-era să urât absolut deloc. Să fi cu magazin ăsta, e cu fructe și legume. Mamă, dar mă rupe chestia asta că mereu trebuie să urci și să cobori. În vale așa cumva. Mi se pare că așa se numește Kathmandu Valley. Deci bus office aici în stânga, deci cam așa arată intersecțiile astea. Am întrebat acum un polițist unde e bus office-ul, dar zice că aici, dar... Aha, ok, uite acolo un autobuz. Voiam să vă mai zic o chestie. Singurele modalități de transport aici în Nepal sunt cu avionul. Dacă orașul în care mergi are aeroport, în cazul meu nu are, oricum și oricum n-aș fi luat. Pentru că e foarte, foarte periculos să zbor cu avionul aici. Bine, la fel de periculos e și să mergi cu autobuzul, mai ales cu alea de noapte. Dar asta e, la ce trafic au, nu prea ai de ales, sincer. Bus tickets tourist office, dar nu mergem la astea. No, 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 no. Do you have a ticket? No, I want to go to Bandipur. Bandipur, yes. Nepal, thirsty. I don't want private, I want local bus. No local bus, only tourist bus from here. No. Yes. No. Not... How much is the ticket? Ticket is 1,000 rupees. 1,000 rupees? Yeah. Okay. Okay? Okay.
But I want to go to Bandipur. Okay, yeah? We will drop you Dumre. Dumre? Yeah. Okay, sir. Dumre. You got me. You're the boss. Yes. What the number? You need my passport? Or? Huh? You need my passport? Just name. Just name? Okay. Și gata, rabatul ăsta. Doar numele. What time it's leaving? Now it's leaving, sir. Seven now it's leaving. 7 o'clock. What there? B15. That's the bus. Kathmandu, Pokhara, Bondi, Dumre. Dumre. Okay. 1,000? And for Pokhara, how much is it? Pokhara, 1,200. 1,200. Okay, sir. I believe you. Okay, sir. Don't lie to me, okay? Thank you. Where you come from? I'm from Romania. Romania. Okay. Romania. Very nice country. Nice country? Cred că ăsta portocaliu. Orange one? Yeah, okay, thank you. Orange? Okay. Bine vere, ăsta e. Ah, hai să vedem. Hi, sir. This for this bus? Dumre? Dumre, yeah. Yeah? Okay. I go inside? Huh? Go inside? Yeah, inside. Okay, thank you. Inside, okay. Așa arată autobusul. Hello. Dumre? Dumre. Dumre, right? Okay, thank you. Nu știu că lucrez din asta și l-a întrebat așa, random. N-a vrut să las ăsta la cal acolo, că nu știu cineva se întâmplă cu el. Arată decent, uite, locul ăsta arată chiar decent. Nu, cred că mica pe chestul, dar nu știu să-l pun jos, nu-i problema. N-am vrut să las în spate aici. Arăta că învăie morții lui. Hai să vedem. Așa e că mă apucasem să vă povestesc de modalitățile de transport și cred că mă las să cumpăr biletul. Deci avem odată avion, taxi, autobuz local și autobuz turistic. Din păcate, spre Pokhara zic oamenii ăștia cel puțin din direcția asta că nu sunt autobuze locale. Eu voiam cu de la că nu știu experiența, dar asta e, mi se pare... Mișto și așa oricum e ieftine, 34 de lei. Fiți atenție, 34 de lei până la jumătate distanță unde coborâm în Dumre și până în Pokhara, care e la distanță dublă, deci Dumre e fix la jumătate și la 1000, era 1200, dar pentru că nu se mai urcă nimeni în Dumre, that's it. Nu știu dacă pot să stabilizeze așa ceva. Bănuiesc că astea ar fi locale, autobuzele, dar arată cam la fel, adică uitați ce dezolant arată pe aici, mă, un cava și sufletul. Bine că ai Royal Enfield. Mamă, cum e în partea asta orașul, eu n-am ajuns pe aici. Bine, nu era deosebit niciunde să stăteam, vă gândiți, da. Uite și în dreapta. Vin oamenii ăștia, se întreabă dacă vei chestii. M-am cumpărat, dar acum și vouă. Întotdeauna alune, picante. Nu, și au cardamon, au chimen, piper, de ăsta, cum se numește, mă? Ginger. Ziceți că am lapsus. În fine, și mung de ăsta. Super. Ce e rău e care e vegetable oil, da, asta e. Bă, aici e groapa de gunoi pe marginea drumului, bă, băieți. Și am trecut pe lângă niște mormane, de n-aveți idee. A, uite, cred că mai sunt. Și ce e, mă, asta? Mă. Bă, da. Te doare sufletul, nu știu să vezi așa ceva, sau cel puțin eu așa sunt. Uite ce-s mai emoție. Cred că ăsta e templu de puteai să urci pe scări. Ok. Sunt multe mai emoție, nu știu dacă se văd pe acolo. Așa, și am oprit să bagem motorul în autobuzul. Nu știu dacă vedeți voi pe ecranul ăla, că eu am ecranul mic și nu dau seama dacă se citește, dar vă zic eu. Deci pe primul display de jos este prețul benzinei, adică 160 de rupii pe litru. Următorul de-al doilea e o chestie super interesantă pe care n-am mai văzut-o până acum, și anume densitatea.
n-am mai văzut până acum, nu știu, și scrie că este 821 kg pe metru cub. Prețul benzinei 160 de rupi înseamnă 5,53 lei, ceea ce din punct de vedere, da, e destul de mult având în vedere condițiile de transport, nivelul de trai din țara asta și toate cele. Uitați cum se vând aici fructele pe marginea drumului, mere, struguri, portocale, cu bicicletele. N-am văzut în viața mea drumul mai proastă, dar de ce incredibil. Ce să dor, să poți să nu vomiți, să nu poți să dai sufletul pe aici, ești nebun. Doamne. Să vă explic, eu așa drumuri n-am văzut în viața mea, deci tremură tot corpul de la vibrații, nu mai înțeleg nimic. Am oprit de vreo două ori, am mers 50 de kilometri, vreo 70 de kilometri în 4 ore. Nu pot să dorm, pot să faci nimic, dar măcar a început să fie un view diferit. Încăpiat, nu o să vreau să ajung că nu mai pot. Mai ales că după ce termin tura cu autobusul, trebuie să mai iau unul local. Nu știu câți kilometri sunt acolo, nu știu cât face, dar... Vreau să vă spun că... Nu mai știu ce să mă țin, mai... Deci 5 ore este doar așa. E incredibil cum nu e o bucată de un kilometru să nu fac așa. Nu există așa ceva, bă, băiatul, nu fac ceva în viața mea. Și înțeleg alunecări de teren, înțeleg chestii. Bă, frate, dar... Bă, nu e normal, mă, n-am stat și... Am fost dracu, n-am stat fel, niciodată n-am fost așa. Doamne, mă, capa și sufletul, de ce? Nici nu pot să descrii. Deci știu când nu s-a făcut rău, nu știu că de trecut, au trecut 5 ore de când am plecat de acasă. Am plecat la 7, 8, 9, 10, 11, 12, da, e ora 12, s-a făcut 5 ore. Și am făcut 70 de kilometri, deci este așa ceva, nu. Doamne. Dar nu neapărat de distanță, dar este foarte puțin. Timpul ca timpul. Dar nu poți să faci nimic, ce te rupe creierii, rupe stomacul, rupe... Dacă ai pietre la rinic, nu le mai ai, le-a curățat, le-a scuturat. Nu mai ai nimic. Și de drumuri incendiare și acum merge pe asfalt, ca ideea, mergi pe pământ, mergi pe mol. Am mers pe peste tot, chiar pe peste tot am mers. Și am ajuns în Dumre, în o epavă de oraș ăsta. Uitați cum e pe aici. Haos total. Ăsta cred că ar trebui să fie autobuzul care merge spre Bandipur. Hai să întrebăm. Bandipur? Nu? Bandipur? Ăsta? Nu știu încă le-am înțeleg ce vorbesc oamenii ăștia. Bandipur? Ha? Nu, taxi, nu, bas. Ce că ăștia? Nu, bas. Bandipur? Da? Nu înțeleg ce vor ăștia pe treaba la bătaie. Which one? There? Ok, thank you. Ce că mai în față? În fine. Deci drumul, cele mai proaste drumuri din lume, efectiv. Uitați ce să vă pun lentile astea de white girl. Așa. Și o căldură, am plecat cu hainele astea de acasă, era 4-5-6 grade, nu știu câte erau când am plecat. Și acum, cred că 20 plus în zona asta. Bă, dar nu înțeleg. Asta e cea mai în dezvoltare țară sau e cea mai în distrugere țară? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Mai multe drumuri în construcție, mai multe șanțuri, mai multe... Bă, nicăieri n-am văzut așa ceva, mă, e jale. Ia să vedem spre Bandipur, să vedem ce-mi cer și ăștia acum, nu știu cât mi-o cer, ia să vedem.
ăsta portocaliu, ăsta care am venit eu. Nu știu ce ne-a lăsat acolo, dacă a oprit oricum aici, e retardat. Doamne, doamne. 2 o'clock. 2 o'clock? Yeah. No taxi? No. No taxi, no, bus. No. Bandipur? Yeah. Ok. Ia vedeți, băieți. Sunt singurul om care... Să zicea că eu am văzut-o pe fata aia și mai era o fata care a coborât. Bănuiesc, bănuiesc că știe și ea. Deci ăsta merge la Bandipur și pleacă la ora 2. Deci... Cred că asta ar trebui să fie. No, no, it's ok with the bus. Ok, ok. It's ok, it's ok. You go to Bandipur? Ok, that's the bus. Gata. Ah. Ah. Da, gata. You need help? Hey. You need help? No, it's okay, thank you. Okay, no worries. I've seen that you drop off on the bus and I thought you go to Bandipur too. Yes. Ah. Așa, hai să vă arăt, cam așa arată autobuzul ăsta, care e ultima janghină de autobuz, vă dați seama. Sau astea 400.000 de milioane de călători. Tipa a mers cu mine în autobuz și am văzut că a coborât aici și de-aia am zis să o întreb. Are 1.000.000 și ceva de kilometri autobuzul ăsta, bine, pe care mult mai mulți. Na, am văzut o fată și m-am gândit că poate ți-o păiesc ăștia pe aici și mă zic că ăsta e autobuzul. Că mi-a zis și mie, zice că no bus, no bus, just taxi, hai mă nene, lasă-mi și pe aia. Bă, potoliți-vă, mă, băieți, că nu e chiar așa. Măcar e la umbră parcat ăsta și e ok. Deci de aici nu știu cât mai fac până în Bandipur. Teoretic, deci ăștia mai cer 600 pe taxi și din ce am înțeles de la Nick, băiatul pe care l-a zis în vlogurile trecute, el a venit ieri aici. A plătit 100. Ar fi 70 călătoria, dar lui a luat 100 că a avut două ghiozdane mari. Acum, na, mă rog, vedem. Prietenii mei, după o zi foarte lungă, în sfârșit am ajuns la locația la care îmi doream super mult să ajung, un loc nepopulat, era să zic, nepopular. Cred că în momentul ăsta sunt vreo 6-7 turiști aici, din ce am văzut suntem 2 sau 3 la hotelul ăsta. Mai e Ana, o tipă din Franța cu care am venit, dar n-a găsit cameră liberă, aparent, în hotelul ăsta, nu știu cum, că pare gol, dar i-a zis că nu au cameră liberă. Și stăm hotelul de vis-a-vis și cred că o să ieșim unde mai târziu să explorăm pe aici, să mâncăm ceva. I don't know, whatever. Hai să o fac repede un room tour. Aici e recepția. Și aici stă Ana, tipa cu care o să vedeți mai târziu, probabil. Și acum intrăm pe aici. Asta este camera. Foarte simplă, foarte basic, dar exact ce trebuie. O cameră aerisită. Cu vedere la... Nu știu că se vede acum că e norat, băgameș. Nu o să vă pot să vă arăt, dar o să vă arăt mâine că se văd munții Himalaya fix acolo în spate. Simplă, o măsuță, pe dublu. Și aici, nu știu unde trebuie, așa că de aici, ok. Și baia, bă, e ok. Prosop curat, toaletă curată. Vezi că e totul super curat, chiar îmi place super mult. Sunt foarte obosit, uitați-vă cum arăt după... Deci am plecat la 7 dimineața cu autobuzul, m-am trezit la 6 după ce oricum am dormit toată noaptea. Este ora 3. Deci de la 7 la 3. Imaginați-vă, am făcut 90 de kilometri până în... unde ați văzut, unde am lăsat primul autobuz și pe aia încă 9 km cu autobuzul la vreo 20 de minute, 25 de minute, nu știu. Da, o să ieșim, fac un duș, mergem să vedem să mâncăm aici la restaurant, îmi pregătesc hainele pentru că vreau să îmi bag la spălat și s-ar putea să mai extind o noapte aici pentru că nu s-a uitat nimic. Pe lângă Kathmandu e vis. Și cam ăsta e view. Am luat o oră pauză, am stat un pic în pat, dar n-a reușit să dorm. Uite lumea care udă. Bă, efectiv. Viața la țară. Și cam așa arată o masă de 12 lei aici la hotel. Asta nu știu, cred că e o supă de ceva. Hai să vedem. Asta că nu știu nicio. Asta cred că e o supă, așa pare fi.
A, da, eu sub ecran, deci pe la cum era, se? Da, se și vede, cred. Asta e un crackers, orez, ceva legume, asta e carne de pui cu curry, asta e iaurt. Asta cred că e ceva picant, ce iese gustul. Nu, nu știu. Și astea sunt pickles, sunt, cred că, cartofi și de-asta murate curry, cred, ceva de genul. Ceva linte cu usturoi, nu e de ciuperci, am crezut, e foarte bun. Băi, din păcate, după cum puteți să vedeți și voi, e destul de înorat. Mă rog, pare senin, dar nu e. Din păcate nu e. Și viewpoint-ul e sus acolo, pare destul de abrupt. Sincer, așa că o să iau pe aici la pas, că mi-a zis Ana că era o cafenea pe aici. Nu știu dacă am luat-o asta, să văd unde e cafenea asta pe hartă. Welcome to Bandipur. Cred că pe aici e, mă. Hai să vedem. Pare fi ca un centru vechi, uite, au câteva chestii de vânzare. Deci mi-a zis că e la cafeneaua Ant Cafe sau ceva de genul. Hai să vedem. Îmi place mult de tot atmosfera aici, e super chill. Hai! Mor de drag. Interesantă arhitectura aici. Nu are nimic parcă de a face cu ce am văzut în Kathmandu. Deloc, deloc. Dar nu sunt turiști deloc, mă, frate, sunt... Cred că suntem 4 oameni. A, uite, mai stă aici un cuplu, dar mai în vârstă, cred. Da. Bă, dar ce tare! Mi-mi dă senzația de stațiune la munte la noi. Nu știu de ce, de asta veche. Asta o filmă în cafe, Red Castle asta. Zice că i-a recomandat asta de la recepție. Și asta cu recomandările sunt, știți și voi. E aici în față. Hai să... E ceva aici, o sărbătoare, o ceva, ia. Sau e sărbătoare, cred că cineva o dronă. Cineva cu dronă filmează și cineva cântă. Ah, uite mă, e un spectacol așa. Nu știu unde ar trebui să fie cafeneaua asta. Cred că mai în față, cred că după. Cam obosite fetele astea, două dansează, cinci stau. Cred că e ceva local, mă, așa pare a fi. Cafe. Eu încă mă uit după cafeneaua aia, dar nu. Bă, gata, mă, Active Ant. I see you! Ok, it's like a event, something there. Yes. So she's Anna from France. Hi, and I'm ready, as you can see. Oh, ok, you're already drinking, ok. Păi, stăteam aici cu Nick și cu Ana și uitați ce am văzut. O să încerc să dau zoom. Cum dau muzul, că nu mai știu. A luat foc pădurea. Și problema e că am întrebat veșnic și a zis că nu mai plouat de 6 luni. It's ok, it's ok. Nu mai plouat de 6 luni aici, deci e groasă. Mai ales că nu știu cum pot să fac ei față la genul ăsta de incendii. Doamne, nasol, sper să nu iau încoace. Am băut alea și am ieșit un pic pe aici pe stradă să căutăm un loc să bem ceva. Sunt cu Ana și cu Nick, dar nu știu unde să mergem. So which side we go? That side is not that much. Nothing? There is some stuff, but not much around. This is actually everything. Okay. It's like an old city center. Am vorbit de toate prostiile pe care le-a făcut fiecare când a călătorit. Povestit o grămadă de chestii și nu știu, am râs, a fost super mișto. Acum căutăm să bem și noi o bere, două, trei, ceva. Nick pleacă mâine. Mâine dimineață eu o să mă trezesc să filmez răsăritul. Să filmez, să-l văd, de fapt. Zice Ana că s-o trezesc și pe ea. Acum vedem. Nu știu dacă reușesc să o trezesc, că nu știu dacă reușesc să mă trezesc pe mine, primul rând. Și
Ne vedem în vlogul următor, cam asta cred că a fost aici. Noi ne oprim aici undeva, nu știu exact unde, să vedem. Și nu uitați să și voi un like, un subscribe. Vă mulțumesc celor noi care ați venit. Și vă mulțumesc că sunteți aici, sper că vă place contentul ăsta. E noapte și nu știu cât de bine mă văd de asta. M-am schimbat pe night mode, sper că mă văd mai bine acum. Nu uitați să și voi un like, un subscribe, un comentariu, un ceva, un share, o părere, o opinie, o ce vreți voi. Și ne vedem în vlogul următor, probabil de aici din Badipur explorăm, dacă nu ne mușcă câine. Vă pup, vă iubesc, pa! You have a friend! Hey! Hey! Look, you have a friend! There are two vloggers in the city. No space. No. That's a GoPro. You have to buy DJI. It's better. We don't have DJI. It's cheaper than the GoPro. Come here. What's the name? Marco. Marco. Yeah. Donut blog. You do vlog? We are from Nepal, and where are you from? Romania. Romania. Yes. Are you friends? Yes. Yes. Yeah. We just met here from France. Yes. Yes. Yeah. What's your name? Okay, I'll show you. Thank you, Anna, for a new tour to go to different places and make no touristic place so touristic. Exactly. Thank you for adding me another subscriber. Tu-ți vă la Ana și să duci la Lucan și să întrebi ce mâncați mă acolo. Samosa ța. And this one, how you call this one? Jerry. You'll remind this tomorrow? Very good. Bă, deci am luat cu Ana când ne vrem să bem bere de asta, tumba. Ați mai văzut. Namaste! Namaste! Doing tumba? Tumba beer? Tumba this one? Yeah. Mm. But bigger? Not this. How much is one? What? How much it's one? This was 350. 350. So just a can? Yes, it was like this that I tried. And in the can also you can add some water in this one. Yeah? Yes. You can add water. Okay. So you want? Yeah, I'm going to check other places if it's cheaper. Okay, come with you. Okay, then. Let's try. Da, mă, deci 350. Și e doar o cană din aia. Și nu știu dacă ne mai dă apă caldă. Deci când ar mai da apă caldă, dar vedem acum. Mai întrebăm. Am intrat în toate barurile astea. Namaste. Namaste. Dar nu cred că... Tungba. Yeah, Tungba. You have? Where do you want sit? Outside? You have? Yeah. How much is it? Same price than next door. Nepali price. Nepali price? Not foreign price. Nah. In the restaurant because we tried to find it cheaper. Yeah. You know, like cheaper. Yeah, yeah. Also same price. Same price everywhere? Some places take it for 400 or something. 400. But no, we don't give labor. What is the size? Size? This size. Ah, it's the same, so it's the same. Same. Okay. And for this one, can you refill more to hot water? Yeah. More? Yeah. Okay. We go for it or no? Yeah. Okay. Sure. Can we bring it because we have one friend eating in the other restaurant. Can you drink it there and bring you back the okay. The can? You bring after? Yeah, yes. After we finish. But we need hot water more. Then we come and refill here. We come and refill here. It's good. How many? One or two? Two. Got them. So you want takeaway? Yes. Takeaway, yeah. Another restaurant. Yes. Yeah, I'll show you where. But Ana e foarte dusă, ci că ia meniul ăsta și te la... Eu ne-am lăsat pe Nica acolo, ci că... I go to ask him. Yeah. I go to ask him, and if... Ci că du-te cu meniul de la restaurantul ăsta. și întreabă pe Nic dacă vrea să mănânci aici, că e mai ieftin. Ce? Mă, cum să mă duc cu meniul de la un restaurant la alt restaurant afară, doamne? Îmi place rău de tot vibe-ul ăsta de backpacker reduși. Deci... Am avut ghinion tocmai așa cum am dat și el de mâncare, deci ne întoarcem. Deci luăm tongba de aici și o bem acolo. E chestie, nu știu dacă a mai făcut cineva așa ceva, dar vedem. Se întâmplă ceva aici, dar nu știu ce se întâmplă.
अपना हर जगह वाली कॉफी यूं अंधेरी गली है तू है तू हो नमस्ते No shit fuck on the Okay. Chinese online. You like it? So it's so useful because the camera you can like be, you know, hiding in the camera. Yeah. Also have nice colors when it's night. Low light. Got the high. Now zip boop boop boop. I'm in the car, watch it go vroom. I told them all that I was soon.